Femeia în vârstă de 56 de ani din Constanța se deplasa spre casă. Într-o clipă de neatenție, doi tineri s-au năpustit asupra ei smulgându-i poșeta din mână. Victima a încercat să opună rezistență și a ținut strâns geanta, dar în cele din urmă, bătălia a fost câștigată de tâlhari. Speriată, femeia a sunat imediat la 112. Polițiștii secției 2 au fost sesizați de către o femeie din Constanța cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe o alee de acces, doi bărbați au smuls poșeta de pe umăr. O patrulă mixtă, formată dintr-un polițist al secției 2 și un jandarm al grupării mobile Constanța, au depistat și reținut la scurt timp de la producerea faptei doi tineri de 18, respectiv 21 de ani. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, suspecții au fost reținuți pe bază de ordonanță. Aceștia urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propunere de arestare preventivă.